și după aia la gâtul lui. Of, n-am loc. Calea ne este liberă. Alt coleg s-a pus în față. A plecat. Cred că ne-a auzit. Vorbesc pe nas. Sunt răcit. M-am lovit. Le-am prins bine pe ăsta. Avem livrări și sâmbătă. Like și subscribe. Like. M-ați înțeles, nu? E boala lor. Le dau și ei niște bani. Minte lumea că el salvează planeta când de fapt trebuie să facă bani. Ciocănim pentru următoarea locație. Să facem bani. Să luăm bani. Să dăm bani. Să... be careful, man. E, scuze. Păi normal, bă, să vă iese și tăreul. Jvarț, mi-l-a. Nu mai merge reciclarea și ne apucăm de spălătorie. Vom blocat. Așa au gunoi din Austria, adus în țară la noi. Salutare și bine v-am găsit din nou la un super vlog de la super centrul nostru de colectare. Bine, noi spunem că e super, acum nu știu de super o fi. Astăzi o să mergem să facem un transport de lemn. O să vedeți ce înseamnă chestia asta, o să vedeți care sunt skill-urile mele cu luatul containerului. Dacă containerului. Blala. Și o să mai povestim pe drumul alt, o să mai povestim ce am mai făcut, ce urmărim să mai facem. Și astea fiind spuse, rămâne pe poziții și nu părăsiți ecranul. Ce vom face astăzi? Practic, o să ne ducem la o altă firmă de reciclare de lemn, nu cea la care am fost mai demult, cu un container de lemn. Înainte de a pleca, evident, logic, trebuie să luăm containerul, vedeți? Mă duce capul. Și trebuie să mergem să îl luăm de acolo cu această mașinuță minunată, de care colegii noștri din Târnau spuneau, nu are cum să fie asta, doar mașina 25.000 de secunde, n-are cum. Are. Și o să mergem să luăm containerul acolo în spate. Problema este, haideți să vă arăt, că nu prea este foarte mult loc. Și o să ne ajute colegul nostru cu sivuitorul să-l tragă un pic, să-l împing așa, să, și după aia l-agățăm noi. E prea câș. Dacă nu era câș, putea să lungim cârligul. Dar este un pic cam câș. Deci știți ce? Îmi plac provocările. De asta am apucat de reciclare. Și o să încercăm să luăm și așa, să vedem dacă reușim. Ia să vedem dacă ne iese schema. O să trec peste cântar cu mașina. Of, n-am loc de aici. Stivuitorul a venit. Ne-a luat paleții. Moment oportun pentru noi să purcedem în a ridica containerul. Stivuitorul pleacă. Calea ne este liberă. Paletul a căzut. Nenorocirea s-a produs. Dar colegul nostru a știut să rezolve problema. Alt coleg s-a pus în față. Nu se mai poate vedea nimic. A plecat. Cred că ne-a auzit. Stivuitorul se retrage. Noi avem undă verde. Putem să ne ducem să ridicăm containerul. Containerul este al nostru. Nimic nu mai stă în calea noastră. Vorbesc pe nas. Sunt răcit. Este ok. Puteți ignora acest lucru. Tot timpul nimeresc greșit. Parcă era asta de la ăla Storage Wars, Warriors, nu mai știu cum era. Emisiunea aia și zicea, era la Dave, care făcea când licita ceva. Yup! Știți? V-ați uitat? Nu știu dacă v-ați uitat, era mai de mult. De pe History Channel, dar era interesant clipul ăla. Nu clip, emisiune. Vedeți? Am reușit. M-am lovit. Am reușit să-l luăm. Partea bună este că acest container are tablele pe el încă întregi. Le-am prins bine pe ăsta, pe altul nu. Să spuneți acolo cum să le prindeți cele mai bine tablele alea, da? Scrieți acolo. Avem livrări și sâmbăta. Cineva ne-a lipit aici chestia asta ca să dovedească că avem și sâmbăta livrări și face și duminica, dacă aveți nevoie urgentă. Like și subscribe, like. Mă, ce se întâmplă? Stai că am o problemă. Cum se întâmplă? Parcă nu mai are putere pompa. Da, cred că ce se întâmplă? Vede sistemul că e în spate cârligul, că e împins și cred că de-aia nu mă lasă să-l mișc. Ia să vedem, e posibil asta să fie problema. Nu e asta problema. Da, asta era problema. Gata. E, vedeți dacă nu merg toată ziua cu ea, că nu știu toate chestiile astea. Care-i treaba? Sistemul ăla de blocare care ține containerul fixat nu este complet deschis, ci este doar puțin deschis. Tu ai impresia că el e deschis complet fizic, dar sistemul nu-l vede complet deschis. Sau, mă rog, nu-l vede deschis. M-ați înțeles, nu? Avem o foaie. Hai că m-ai sucat până la urmă, n-a fost chiar așa. A fost chiar atât de neîndemânatic. Dar nu știam de chestia asta cu mica eroare.
De la frâna de mână, ci că nu pleacă așa. E boala lor. Trebuie să-mi pun centura, că mă ceartă internauții. Nu ai cum să scap. Mergem frumos așa către fabrica unde vom lăsa acest lemn. Tare curios cât e lemnul. Avem niște lemne mai ciudate un pic așa. Erau niște cutii în care se transportau diverse piese, cred, nu știu. Și marginile alea au fost desfăcute de la cutii. Și sunt niște bucăți de pal și sunt foarte grele. Foarte grele, mă rog. Au densitate mai mare decât pareții normali. Ciocanim frumos către Cronoșpan, unde vom da niște lemn, unde băieții de acolo, băieți, finuți, le dau și ei niște bani. Că na, au zis să fie toată lumea mulțumită. Să fie bine, să nu fie rău în lumea asta. După care o să mergem fuga la un nou contract pe care îl avem. De la kilometrul 13 ce? Din CT Park. După care mergem la o firmă unde am mai fost mai de mult și o firmă care face tăieri cu laser și mergem să ne luăm niște piese, că trebuie niște piese pentru dubă. După care ne întoarcem la hală, vă arătăm cum nu vă mai spun ce vă mai arătăm, lasă-mi vedeți voi atunci. De fapt, ce? Asta o să fie în alt episod cu ce o să facem la hală și o să vedeți atunci. Nu o să vă mai spun acum pentru că prea multe vă spun din prima și după aia nu vă mai arătăm. Oricum vă uitați. Că ziceți ce să mă uit la asta care minte lumea că el salvează planeta când de fapt vrea să facă bani. Vezi că stă camera căși. Ciocănim către următoarea locație. Mergem să facem bani. Să luăm bani, să dăm bani, să învârtim banii. O să uite oamenii. Bă, normal, bă, că voi nu faceți nimic acolo. Decât bani, nu vă mai săturați și vă plângeți că vă merge rău. Ce amuzante sunt comentariile care ne vin pe TikTok. Bă, dar ce lungă e ăsta. Mamă, ce lungă e, ești nebun la cap. La limit, n-am mai mers de mult cu mașina asta. Vrem să ne luăm o dubă și nu știm ce dubă să ne luăm. Noi vrem să fie cu punte dublă pe spate, adică să o punem pe 3 jumate, să punem 5 tone. Știe băieții. Urmează întrebarea roșie, ce dubă să ne luăm? Iveco, Mercedes sau merge rar? Testi comentarii. Ha, ce glume fac. Be careful, man. Deci tot timpul când mai merg cu mașinile de la firmă am o surpriză. Tot timpul am câte o surpriză nouă. E ceva rupt sau nu merge ceva, sau trage volanul într-o parte, ceva, surpriză, na. Ei, eu nu mai zic acum de angajați nimic. Dacă zic ceva de cineva, o să-mi zică alții că nu e adevărat. Mamă, mă bag și eu acum, cum se face la noi. Opa. Scuze. Tips and tricks pentru condus. Dacă vă țineți de un tir lipit, ăsta când trece, o să lase mult, să-ți dai seama. Și vă băgați și voi după el. Asta pentru băieții care au mașini de 3 jumate, dar bagă 5 tone pe ele. Păi normal, mă, să vă iese CTR-ul. Doar mea este CTR-ul, o să spuneți voi. Nu doarme, nu punem atâta pe ele. Și acum să ne oprească, bum, 5 tone. Hai da, băieții, Schwarzmüller. Cumpărați semiremorci, Schwarzmüller. Sponsorul acesta este Schwarzmüller. Mulțumim Schwarzmüller pentru colaborare. 5.000 de euro ne-a dat pe postul ăsta. N-am negociat, n-am vrut să negociem. Am zis că e un preț corect. Și a rămas așa, cum au zis ei. Mamă, ce coadă e la întoarcere. Haideți că nu vă mai reținem. Vă lăsăm, da? Vă sunăm noi. Vi se pare normal? Uitați, chiar în fața noastră, în momentul de față, este o mașină care nu are număr de matriculare pe spate, da? Vedeți? Merge fără număr. Vi se pare normal așa ceva? Noi dacă am merge fără număr, imediat a sărit pe noi. Că de ce mergeți, bă? Unde este CTR-ul? Dar noi avem număr. Am venit un pic să facem o mică curățenie la noastră mașinuță pentru că este un jeg și trebuie să spălăm jegul de pe ea, motiv pentru care facem o mică pauză înainte de a ciocăni către client. Spălăm la fise ca săracii. Și dăm un pic jegul ăsta, că uitați și e pe ea. Deci nu o să se vadă cum trebuie leu. Se vede jegul. Deci nu se vadă leu, se vede jegul. Și nu e bine, da? Motiv pentru care băgăm fise. Vedeți sărăcie? Dăm așa cu un pic cu spălare aici, ba, frumos! Hop! Mai întâi o înmuiem. Pe care nu le ajung 4 fise. Dați-vă! Așa nu pierdem vremea! Am multe mașini la rând astăzi, nu mai merge reciclarea și ne apucăm de spălătorie. Haideți să facem un experiment. Avem, știți că ni s-a lipit o etichetă de aia cu livrare sâmbătă de la fan curier? Bine, n-am lipit-o fan curier. Și hai să vedem dacă putem să o scoatem cu jetul de apă.
Cred că o să iasă, dar uite că tot mai rămâne, nu știu dacă va ieși complet. Are să facem un experiment, să vedem dacă merge. Dacă merge, ne deschide, facem și detailing auto. Facem de tot. Aproximativ. Am mai rămas un pic de lisici, dar merge. Hai că merge. Hai că m-am doar înămolit puțin. După cum se vede, mașina era un pic cam murdară. A sărit și un pic pe mine, dar... Băi, nici când am cumpărat-o, nici când a ieșit din fabrică nu era așa curată. Nici măcar autocolantul, când l-am pus, nu era atât de curat. Haideți să mergem. Practic, acum mergem să lăsăm containerul. Am făcut un prim popas pe la spălătorie pentru că am considerat, hai să folosim un cuvânt inteligent, am catadixit că este nevoie să spălăm mașina, pentru că nu este frumos să ne afișăm la clienți cu mașinile murdare. Bine, unor mai uităm. Da, intențiile sunt bune. Acum suntem oameni, vorba aia, greșim, nu? Așa, asta e scuza românului. Bă, suntem oameni, greșim, da? Ce să facem? Și mergem, lăsăm containerul acesta la client, după care piesele trebuia noi să luăm niște piese de alea altcineva. Mă rog, de fapt le-a luat cameramanul. Camera gai. Și după aceea o să ne întoarcem la hală pentru mai multe treburi. Dar voi veți fi alături de noi în fiecare pas al existenței noastre și în fiecare pas pe care noi îl facem și pe care îl vom lucra. Fiecare pas pe care un pas înainte pentru pe lună, pe soare, pe și foame. Uite-te cât am mai tiru. Acum ne salută, salutăm și noi pe el. Normal. E fratele nostru. Din Flanker, salută că l-a lăsat să treacă și el. Că e și el un participant la trafic, ca oricare alt participant. Și este important să ne ajutăm între noi, colegii. Să te trag de volan, trag de volan, pot. Drag de volan, drag de volan, pot. Mulțumesc, colegul. Dar trage mai bine aia trage mai bine de toate. Se duce aceea, ia, filmează. Filmează pe care ăștia. Ce e bă cu ăștia? Ăștia au gunoi din Austria, adus în țară la noi. Ăștia aduc gunoi din Austria și din Germania și le aduc la noi în țară. Da, așa ne-a spus cineva pe TikTok. Așa facem. Aducem gunoi din Austria și băgăm în țară și nu știu ce facem cu el. M-am dus un pic cam prea mult într-o parte, dar o reglăm noi. O reglăm cu pâine. Este ok așa? Da? Da, știu. Și după aia l-am dat un pic mai în față ca să fie ok. E bine, da? Perfect, mulțumesc! O zi bună, am lăsat containerul, îi dăm înapoi către hală, dar pe voi aici vă lăsăm. Bine, mergeți cu ea dacă vreți, dar aici termină episodul. Vă mulțumim din suflet pentru absolut fiecare clipă în care stați lângă noi. Nu uitați de un like, share, subscribe și pe data viitoare să uitați de reciclare. Pa!